Da, uitați nada mea pentru partida aceasta. 10 ștuleți de porumb în lapte, cum se zice în zona aceasta, porumb crud. Aici apa e îngustă, nu am nevoie de praștie, cred că pot să arunc și cu mâna, o să fac o tură de probă. Da, nu știu cum. Asta e al doilea loc pe care vreau să-l înălțesc. Primul pește. Primul pește exact la ce mă așteptam. O clenuță. Hai mă. Clenuț care a scăpat de un atac de ceva norocos. Scapă și de mine. Un pește mai frumușel. Să vedem ce e. Se bagă direct în cioată. Tot clean. Da, să le iau cu un cioc ăsta, dacă tot îl am lângă mine. Un clean puțin mai mărișor. Nu pot să cred, am prins moronaș la porumb. Bine, am mai prins moronaș la porumb, dar mai mari. Dimensiunea asta n-am prins niciodată.
că am luat încă un pește mai fain. Măcar nu-i morunaș mic, e un clen. Hai, un clen frumos. Așa. Leu, cum ești fotos. Un clan grăsuț la porumb. Asta lângă Boloneza e foarte fain acest loc, dar momentan curge apa puțin cam tare, nu pot să pescuiesc pe curentul acela chiar pe lângă structuri. Și nu am avut prezentări aici, am prins 3 cleni acolo pe val și un morunaș. Mai am cred că vreo 2 ore de pescuit, mă duc puțin în alt loc să mai încerc o dată. Nu, 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 merg mai la deal. Asta este noul Anton Pan. Nu pot să cred. La a doua lansare am prins pe asta și acolo la valea asta vreo 2 ore fără nicio trăsătură. Uite-mă. Nici un cuien de la pe mal. La a doua lansare. Sper să nu am nicio cură și să l-am lângă mine. E cam lung drumul. Scobar. Mm-hmm.
Am și minciocul la mine, l-am băgat în cizmă în caz că prind ceva mai mare. Uite, încă unul. Stai mai mare. Alea, cu mucioc. Da, săreau aici, nu? Aici stau pe apă mică, eu speria de acolo, de la vale, cu făceau aia baie și aici au urcat. Azi mai las. Mi-a rupt cărligul. A plecat și a revenit. Aceasta a fost partida mea de pescuit la porumb. Am pescuit pe râul Siret. Râul Siret care e în creștere. A plouat foarte tare ieri. Cred că acum crește apa. S-ar putea să vină și tulbure. Am încercat. Prima oară am pescuit într-un loc în care Siretul se desparte pe două brațe. Era curentul puțin mai mic acolo, erau niște structuri imense în malul opus, dar din păcate nu am reușit mare lucru acolo. Puțin mai pe vale am prins trei clenuți, un moronaș, după care pe seară m-am mutat în locul acesta, acolo în malul opus apa e destul de mică, dar sunt câteva structuri. Am prins acolo un clean chiar la a doua lansare, după care am prins doi scobari, dar nu mă așteptam la capturi mai frumoase. Oricum, a fost interesantă partida aceasta. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem data viitoare. La revedere!